Ioana Soare vă prezintă știrile Canal Sud. Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Dialog halucinant, un tânăr din Călăraș și recunoaște unui jandarm că se droghează. Ascultați înregistrarea în câteva momente în jurnal. Jucătorii călărășeni de squash au participat la campionatul european Under-19. Ce premiu au obținut? Aflați în câteva momente. Descinderi de amploare astăzi în Călăraș și alte 14 județe într-un dosar de contrabandă cu țigări și materiale explozive. Mai multe detalii la știrile Canal Sud. Un dialog halucinant a avut loc seara trecută între un jandarm și un tânăr din Călăraș. Tânărul a fost prins cu substanțe interzise asupra lui, iar în momentul în care a fost luat la întrebări a recunoscut cu nonșalanță că este consumator, însă doar de puțin timp. Și nu este singurul în această situație. Tot seara trecută, doi tineri au fost prinși tot de jandarmi cu droguri asupra lor. Jandarmii călărășeni au depistat seara trecută în municipiile Călăraș și Oltenița mai mulți tineri care aveau asupra lor substanțe interzise. În Călăraș, descoperirea a avut loc în parcul Năvodari, în jurul orei 22, atunci când jandarmii care se aflau în patrulare au găsit asupra unui tânăr mai multe fragmente de substanțe vegetale. Deși inițial a încercat să ascundă acest lucru, comportamentul său suspicios a dat de bănuit jandarmilor, iar după efectuarea controlului corporal a recunoscut cu nonșalanță că până la venirea lor consumase din substanțele interzise, menționând faptul că au fost procurate la o petrecere la care a cântat într-un club din București. Dialogul dintre tânăr și jandarm este unul halucinant. Aici, ce ai? Ce ai în folie aici? Iarbă. Zi mai tare. Iarbă. De care? Ce iarbă? Păi nu știu, cannabis. Cannabis? Zi mai tare, las-o. Marihuana, nu știu. Las. Zi, cum nu știi ce ai? Marihuana sau cannabis, nu știu. Zi mai tare. Ce la ele. Păi nu știi ce fumezi? Nu fumezi de mult, credeți-mă. De cealaltă parte, în Oltenița au fost depistați doi tineri care aveau asupra lor substanțe vegetale de culoare verzuie cu miros înțepător, susceptibile a fi substanțe interzise. Una dintre aceste persoane a încercat să ascundă substanțele vegetale într-un recipient de tip PET pe care la vederea jandarmilor l-a aruncat pretinzând că nu îi aparține, fapt infirmat chiar de prietenul său. În ambele cazuri, jandarmii au ridicat în vederea confiscării plicurile cu resturile vegetale pe care le-au înaintat pentru continuarea cercetărilor către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate împreună cu actele de constatare întocmite. În acest sfârșit de săptămână, lotul României de squash a fost prezent la campionatul european Under-19. Printre jucătorii selecționați să participe la acest campionat s-au aflat și jucătorii de squash care activează la Clubul Sportiv Călărășan Remat. Echipa de squash a României a participat în acest weekend la campionatul european Under-19, care a început în data de 23 martie. În rândul băieților, Mingmar Nurulama a făcut primii pași pe teren la ora 10, într-un meci împotriva favoritului numărul 1. A fost un debut plin de provocări și a reprezentat cu mândrie culorile naționale. În timp ce competiția masculină a început în forță și cea feminină a fost pregătită să intre în acțiune, Alexandra Gheorghișor a fost prima reprezentantă care a evoluat în direct pe terenul de joc, deschizând seria transmisiunilor live. De asemenea, a existat certitudinea că prestația ei a fost una remarcabilă. Și nu uităm de Richard Dragomir, care a jucat și el pe terenul de sticlă, intrând în competiție la ora 14. Polițiștii din Arad și procurorii DICO din Timișoara au descins astăzi în 15 județe din țară. Printre ele s-a numărat și Călăraș, aici unde oamenii legii au percheziționat 7 adrese. Acțiunea de mare amploare a avut loc în cadrul unui dosar de contrabandă cu țigări, tutun și materiale explozive. Polițiștii de la Criminalitatea Economică din Arad, împreună cu procurorii DICO Timișoara, au pus în aplicare în această dimineață 79 de mandate de percheziție domiciliară în 15 județe din țară. Descinderea a avut loc inclusiv la 7 adrese din județul Călăraș. Acțiunea de amploare a avut loc într-o cauză care vizează destructurarea două grupuri infracționale organizate în România, dar cu ramificații transfrontaliere în Cehia, Bulgaria și Ucraina. Acestea se ocupau cu contrabandă cu țigarete, tutun, articole pirotehnice și spălarea banilor. Cercetările efectuate au reliefat că în perioada 2022-2024, membrii celor două grupuri infracționale ar fi procurat bunurile accizabile din afara României, le-ar fi introdus fraudulos în țară, cu complicitatea sau susținerea unor funcționari, transportat și depozitat în scopul valorificării pe piața neagră. Anchetatorii au stabilit că prejudiciul cauzat de cele două grupări bugetului statului depășește 12,5 milioane de euro. De asemenea, peste 50 de persoane au fost aduse la audieri. Dintre acestea, 4 sunt funcționari publici.
Pe parcursul administrării probatoriului au fost indisponibilizate 38.019.640 de țigarete, dintre care peste 24 de milioane pe parcursul a 12 acțiuni de prindere în flagrant delict, 64 tone de tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice și au fost desființate 3 fabrici clandestine de țigarete de contrabandă, 2 aflate pe teritoriul României și una în Cehia. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și de Biroul Tehnic și de Criminalistică al DICOT. Într-o atmosferă festivă și plină de recunoaștere, sediul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș a găzduit o remarcabilă ședință cu ocazia celebrării Zilei Poliției Române. Evenimentul a fost marcat de promovări și aprecieri pentru polițiștii cu merite deosebite. Un număr impresionant de 14 ofițeri și 36 de agenți de poliție au fost avansați la gradul profesional următor, în timp ce 9 ofițeri și 16 agenți au primit avansul înainte de îndeplinirea stagiului minim, ca recunoaștere pentru contribuția lor excepțională și performanțele remarcabile în domeniul poliției. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș a transmis sincere felicitări polițiștilor avansați, apreciind în mod special munca lor asiduă și rezultatele profesionale deosebite obținute în slujba comunității. De asemenea, pentru a evidenția excelența și dedicarea în serviciu, conducerea Inspectoratului a conferit diplome de merit unui grup select de 100 de polițiști, recunoscând astfel eforturile lor susținute și rezultatele remarcabile în asigurarea ordinii și siguranței publice în județul Călăraș. Cândva doar o idee, acum este realitate. Podcast de radio La Voce Scampi. O emisiune live în fiecare vineri, fără decupaje, fără înregistrări, fără regii, dincolo de haina publică a funcției, dincolo de greutatea numelui sau de perdeluța timidității. O emisiune cu și despre oameni care fac lucruri faine în comunitatea din care suntem cu toți parte. Și pentru că puterea exemplului stă în fiecare dintre noi, Laura Vera Dimofte și-a propus să aducă la microfon oameni care merită descusuți în cel mai frumos mod posibil. Sub sloganul Toți cumpărăm povestea, invitată de vineri a podcastului a fost pugilista Loredana Marin. Sportiva născută în Călăraș, este de 6 ori campioană națională, campioană europeană în 2020 și vicecampioană europeană în 2023. În plus, Loredana are în palmares și 6 cupe ale României la box feminin. Povestea sportivei călărășene care luptă în această perioadă pentru un loc la Jocurile Olimpice de la Paris o găsiți acum și pe site-ul canalsub.ro. Ce vezi când te uiți tu la Loredana din oglinda aceea? Cine e fata pe care tu o privești în oglindă? O femeie puternică. Văd asta pentru că am muncit mult ca să ajung unde sunt astăzi și să reprezint femeile din societatea noastră. Pentru că nu orice femeie preferă să facă un sport de contact, doar pentru că este o lume a bărbaților mai mult și sunt foarte multe, nu știu cum să zic, constrângeri din toate părțile. Dacă ar fi să te duci înapoi în timpul tău de când ai început box, de la 9 ani, să zicem, încolo, care ar fi cel mai frumos moment pe care ai vrea să-l retrăiești? Când am plecat pentru prima oară într-un cantonament, așa, în care nici n-am vrut să mă duc și să zic cum a fost, cum s-a întâmplat. Mintea mea de copil și mami pe atunci, la fel, zic, bă, nu te duce, că n-am să-ți dau un leu. Cum să te duci așa fără un pachet la tine, fără nimic, efectiv? Iar antrenorul meu a insistat, m-a sunat, cred că, de peste 20 de ori, până i-am răspuns și i-am zis, zic, maestru, nu vă supărați pe mine, dar eu nu pot să merg, pentru că n-am niciun bani, mă simt prost, nu pot să merg. El a zis, zi unde stai, că vin după tine acum. Și a luat, efectiv, tot autocarul cu 10-20 de copii și a venit după mine. În condiții în care eu atunci eram un copil care nici măcar nu începuse să boxeze. La data de 22 martie, în jurul orei 11:49, polițiștii din cadrul secției 6, Poliția Rurală Grădiștea, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani. În urma controlului, acesta a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul fiind negativ, iar în continuare, polițiștii au procedat la conducerea șoferului la spital, în vederea prelevării unor mostre biologice.
În urma prelevării monstrelor, rezultatul a fost pozitiv, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. De asemenea, la data de 23 martie, în jurul orei 1, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Călăraș, alături de un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Călăraș, au oprit pentru control pe o stradă din municipiu un autoturism condus de un tânăr de 28 de ani. În urma testării cu aparatele din dotare a reieșit rezultatul negativ pentru concentrația alcoolică, însă au reieșit indicii cu privire la o posibilă prezență a substanțelor psihoactive. Într-un comunicat de presă se menționează că aceasta nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoana fiind condusă la unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise. Dacă doriți să aflați ce vă rezervă astrele pentru mâine, în câteva momente vă vom prezenta rubrica de horoscop. Berbec. Eclipsa pune lupa pe căsătorie, relații serioase, parteneriate de business, colaborări și relația cu clienții. De cele mai multe ori ești genul de persoană care se încăpățânează să facă totul pe cont propriu, să rezolve orice situație dificilă fără sprijin și să înainteze prin viață ca o rachetă. Sunt însă și mulți alți berbeci care au de învățat lecția independenței. Taur, eclipsa pune lupa pe axa sănătății, pe cât muncești versus cât te odihnești. Sub o formă sau alta, evenimentele care se petrec acum au legătură cu aceste teme. Sunt scoase la iveală dezechilibrele. Este de verificat dacă nu cumva te afunzi în muncă, găsești mereu ceva de făcut, doar ca să nu dai piept cu tine și cu emoțiile tale. Gemeni. Eclipsa pune lupa pe individualitate versus colectivitate, pe a străluci singur pe podium, indiferent de motiv, versus a culege lauri împreună ca o echipă. Sub o formă sau alta, evenimentele care se petrec acum au legătură cu aceste teme. Vor fi însă și mulți gemeni focusați pe o colaborare care le aduce faimă sau recunoașterea abilităților și talentului lor pentru un public larg. Creativitatea ta va fi răsplătită cu vârf și îndesat. Rac, eclipsa pune lupa pe emoții care te copleșesc, sensibilitate dusă la extrem, plânsete și crize de nervi versus stăpânire de sine. Pentru alți nativi, dacă banii au fost problema pentru care nu au făcut reparații, nu s-au mutat sau nu au vândut o proprietate, iată că norocul le surâde. Dacă ești singur, sunt mari șanse să întâlnești pe cineva cu care faci click instant. Leu, eclipsa pune lupa pe proiecte, acte, deplasări, tot ce ține de comunicare, relația cu frații, contracte, promisiuni și angajamente luate. Pot exista unele neînțelegeri cu un frate sau cu cineva foarte apropiat. Dacă ai adunat frustrări că oamenii nu te ascultă și parcă ai vorbit cu pereții, dacă îți repetă ca o moară stricată aceleași povești, ai putea răbufni. Pe plan amoros, dacă ești într-o relație, mai mult ca sigur, există deja tensiuni și este de ajuns un cuvânt ca să pui gaz pe foc. Important este să fii fericit, nu să ai dreptate. Fecioară, eclipsa pune lupa pe bani, sistemul tău de valori și stima de sine. Pot avea loc evenimente care să echilibreze felul în care tratezi banii, poate faci cheltuieli enorme, poate din contră nu lași banii să circule. De asemenea, ar putea fi multe discuții despre bani cu partenerul, cu copiii, despre abordarea financiară a fiecăruia. Dacă simți că nu meriți să te răsfeți, ești protagonistul unor întâmplări care să te facă să-ți schimbi percepția. Balanță. Eclipsa pune lupa pe identitatea ta, cine ești și cine vrei să fii cu adevărat, relațiile tale și drumul în viață. Ești în plin proces de schimbări deja din 17 iulie 2023, dar acum le simți și mai intens. Poate că deja ai trecut printr-o despărțire, demisie sau poate că începi să le iei în calcul tot mai des. Este ca și cum universul ți-a pregătit culoarul pentru marea schimbare din octombrie 2024. Dacă ai stat într-o relație toxică, indiferent de natura ei, universul îți trage acum preșul de sub picioare. Scorpion, universul pune lupa pe sentimentele tale ascunse sau pe care ți este greu să le exprimi, pe secrete, fricile și sentimentele de vinovăție pe care le car ca o povară. Mulți scorpioni, mai mult ca sigur, ar avea cu cine să iasă la dating, dar parcă se ascund, găsesc tot felul de scuze. Este recomandat să nu mai stai izolat și să iasă în lume. Dacă ești într-o relație, există unele tensiuni, puteți totuși găsi o soluție. Pe plan financiar, nu te panica dacă vei constata o scădere a pieței, pentru că va trece. Săgetător, eclipsa te poate face să vezi cu alți ochi un prieten sau poate că te
consulți cu prietenii tăi în privința poveștilor tale amoroase. Pot avea loc mari schimbări în cercul tău social să-ți schimbe anturajul. Dacă ești single, vrei distracție. Dacă ai deja pe cineva, vor exista discuții despre casă, cum decorați, ce mobil alegeți, în ce investiți și așa mai departe. S-ar putea evita tot felul de situații care să testeze dacă funcționați ca o echipă. Și de asemenea, ar putea fi nevoie să clarificați nemulțumirile legate de cât de prezent este fiecare în relație și dacă nu cumva social media are prioritate. Capricorn, toată lumea este cu ochii ațintiți asupra ta și deși s-ar putea să ți se pară imposibil, poți fi implicat în tot felul de evenimente care să te transforme în subiect de mass media. Dacă ai deja notorietate, cu atât mai mult, numele tău va fi pe buzele tuturor. Poți atrage atenția prin prisma faptului că ai o reușită pe plan profesional, că faci ceva care este un exemplu pentru ceilalți sau că primești un premiu. Cert este că vei fi în vizorul tuturor, iar faptele tale nu vor trece neobservate. În cazul unor nativi, vorbim de o schimbare a carierei la 180 de grade. Vărsător, mulți nativi se vor întreba acum dacă partenerul contribuie la expansiunea lor, dacă îi susține să privească dincolo de pătrățica lor. Alți vărsători poate au lăsat prea mult de la ei, iar acum nu mai sunt dispuși la compromisuri. În cazul altor vărsători, poate că multă vreme au vrut să fie diplomați, dar au ajuns în punctul de people pleasing. Odată cu eclipsa, nu își mai păstrează opiniile doar pentru ei. Vei avea claritate în privința unei călătorii sau a unor chestiuni ce țin de străinătate, educație și marketing. De asemenea, se poate tranșa o chestiune legală. Pești, eclipsa pune lupa pe secrete ale tale sau ale persoanei față de care nu îți imaginezi că ai putea trăi. Ies la iveală multe tărășinii, mai ales legat de bani și manipulare. Indiferent de povestea în care te afli, ori tu, ori cealaltă persoană își dă aramă pe față. Îți va fi mult mai clar acum dacă aveți cu adevărat o conexiune specială și o chimie ieșită din comun. Alți nativi au claritate în privința unor chestiuni ce țin de bancă, resurse comune, contabil, bonusuri, bani de pe urma unor investiții comune. Acesta a fost principalul jurnal al zilei. Ne puteți urmări și pe site-urile Canal Sud, Observator de Călăraș și ne puteți asculta întotdeauna pe Radio Voces Campii. Nu uitați, dacă ați fost martori unor evenimente care pot deveni o știre, scrieți-ne la adresa de e-mail redacția@canalsud.ro sau pe pagina noastră de Facebook. Să aveți o zi bună în continuare, ne revedem și mâine!